Kommission besagte Programme. Aus diesen Reihen kommt un Projekt der Anvergura, un Projekt, care va necessita un pic de timp, atât pentru a-l elabora, cât și pentru a lucra fiecare dintre noi. Ceva timp în urmă am avut cereri pentru un mileu care a fost pus pe pagina grupului de Facebook. De aceea, chiar dacă am avut nevoie de un pic de timp să mă pregătesc, astăzi vom începe acel proiect. Este vorba de un mileu asemănător cu acesta. Spun asemănător pentru că să dau un pic mai jos. Bineînțeles, voi veni cu modificări. În mare, cam așa s-ar prezenta. Îți veți vedea la momentul potrivit că lucrarea noastră va fi cu totul diferită. Pentru acest proiect vom folosi fiul de culoare alb, de culoare verde și o culoare complementară ce a decisă de dumneavoastră. Poate să fie roșu, poate să fie o nuanță de violet, nu are importanță. Însă, la început, vă spun să vă pregătiți înainte de a porni la lucru, deoarece veți avea nevoie în jur de 300 de grame de culoare albă și cred că un pic mai mult de 100 de grame de culoare verde. Firul meu este firul Bravo. Voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Din prezentate materiale, eu propun să începem să lucrăm, pentru că va fi un pic de lucru. Eu am montat deja în culoarea alb un număr de 72 ochiuri de lan. Deci, și dumneavoastră veți face același lucru, veți monta 72 de ochiuri de lanț. După ce am terminat de montat aceste ochiuri de lanț, vă obține cu degetul aici pentru a nu pierde ochiul și vom lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Acestea vor fi 3 pentru un picioruș dublu, iar unul de lanț va fi de separare. Vom lua firul de croșet, aici unde ținem degetul, vom intra și vom face un picioruș dublu. Unul de lanț de separare, firul de croșet, vom sări unul de lanț, vom intra în următorul și vom face din nou un picioruș dublu. Deci avem două piciorușe duble, separate de unul de lanț. Am lucrat din nou unul de lanț, firul de croșet, voi sări unul de lanț de bază, voi intra în următorul și vom face din nou un picioruș dublu. Ochi de lanț de separare, firul de croșet, voi sări unul de lanț de bază, voi intra în următorul și voi face un picioruș dublu. Acum avem un total de 5 piciorușe duble separate de unul de lanț. Voi continua făcând unul de lanț, firul de croșet, voi sări unul de lanț de bază, voi intra în următorul și voi continua lucrând o serie de 6 piciorușe duble consecutive. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-le picioruș dublu. Voi continua lucrând 12 ochi de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, firul de croșet. Și din următorul ochi de lanț, deci avem piciorușul dublu, ultimul, am pornit ochiurile de lanț, vom intra în următorul și vom continua lucrând
semplice, forse dubbio. At this moment, voi fate tre occhi per l'anzi. Voi vatti le ruote e procedete. Voi sarete due occhi per l'anzi. De base, voi trance in cartella, se voi fate un piccolo stubbio, se perdete, se c'è in cartella, piccolo stubbio, se c'è possibile, se c'è piccolo stubbio, tre occhi per l'anzi. Voi sarete un nuovo dove occhio per l'anzi, voi entrano in una porta, poi lo fate in uno, due, tre, dice russo e dubbio, in corrispondenza c'è lui a solo per l'anzi, uno, due, tre, tre occhio per l'anzi di separare, voi sarete in dove, uno, due, voi entrano già da tre, la sua vedete a tanto. 3 dice russo dubbio in corrispondenza a cellule a scuoti de lanzo 2 presenta 3 ore se voi continuate ancora la cesta poi con o serie de vece aspetti gruppe pongo tra singoli se ne vuole rientrare in nico hanno lucrato serie de vece gruppe e tutte e tre piccioli dubbi lucrate in corrispondenza a cellule sul delanz fiecare gruppo fin separate tre occhi del delanz poi continuare lucrando uno, due, tre occhi del delanz poi lo apriro di crochet voi sarete un, due occhi di base voi entrate in da tre adesso voi fate un piccioli dubbi di uno poi continuare con serie di sciasse due 4 5 6 piccioli dubbi consecutive vamo continuare 2 prese giochi del lancio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 13, 12, 13, firute, crochet, voi entrate in occhio di immediato urmatore, se voi lucrate in una o serie di 6 piccioli dubbi, 1, 2, 3, 5 c'è il bel 6 capito il rosso dubbio un occhio di lanz ferrute crochet voi sarete un occhio di lanz voi entrate in armatore voi fate il rosso dubbio occhio di lanz di separare ferrute crochet sarà un occhio di lanz poi entrano in motore e poi faccio di nuovo piccolo rosso dubbio o di lanz poi faccio una serie di 5 piccolo rosso dubbi separati da uno di lanz abbiamo già 2 3 occhio di lanz di separare 4 occhio di lanz di separare, ferrute crochet, se un ultimo occhio di lanz, con faccia, c'è un calcice la piccioluscia, dubbio. Dopo cari, vamo continuare, con faccia, 1, 2, 3, 4, occhio di lanz, vamo darci l'occhio, ferrute crochet, piccioluscia, dubbio, con una corrispondenza piccioluscia, un dubbio, uno di lanz di separare, piccolo dubbio in corrispondenza
Jewish Dobro to demand the separare. Jewish Dobro, correspondence to Jewish Dobro. Ot demand the separare. Jewish Dobro, correspondence to Jewish Dobro. Vom face unul de lanț de separare, birul pe croșet și vom face seria de 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picioruș dublu. Acum am ajuns în corespondența celor 12 ochiuri de lanț. Vom intra și vom îmbrăca ochiurile de lanț în piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, piciorușe scurte. După ce am terminat ultimul picioruș scurt, firul pe croșet și vom continua cu cele 6 piciorușe duble care urmează. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea. Vom continua cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Vom lua primul grup, firul pe croșet. Voi intra de dedesubtul primului picioruș dublu și voi face o serie de 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi trece la următoarea grupă și tot de dedesubt voi intra și voi face 3 piciorușe duble. Deja v-ați obișnuit un pic cu acest model, cine a lucrat căciulița pentru nou născuți. Acolo am folosit acest model, cuib de viespe, se numește. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț și, bineînțeles, voi trece la următorul grup și voi lucra cele 3 piciorușe duble lucrate pe dedesubt. Ideea principală este ca să nu încălecați piciorușele, la fel am recomandat și pentru căciuliță. Deci, în felul acesta, noi vom continua până când vom acoperi cele 10 grupe și ne vom reîntâlni. Am lucrat cele 10 grupuri de câte 3 piciorușe duble, separate de 3 ochiuri de lanț. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi face seria de 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și am ajuns din nou la cele 12 ochiuri de lanț pe care le vom îmbrăca în piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe scurte,
Il petto sesso con un continuato cene, chasse e cene se duble. Tre, quattro, cinque, chasse, chasse e cene se duble, un alterante, il petto sesso, cene se duble. Un alterante, spiro per crochet, cerca due da piccioli su dubbio, un continuare, piccolo alterante, spiro per crochet, piccioli su dubbio, un alterante, formatore piccioli su dubbio, un alterante, spiro per crochet, si vomitide, ultimo piccioli su dubbio, cerca il cinque. Come si è presente prima a con se non continua 1, 2, 3, 4, 8 di avanti tiro per crochet e torce in un prossimo gran piccolo dubbio in corrispondenza piccolo di dubbio 8 di avanti di separare di nuovo piccolo dubbio 8 di avanti di separare piccolo dubbio 8 di avanti di separare un motore piccolo su dubbio, alternanza da separare, sì, di nuovo serie di chasse piccolo su dubbio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè, quando nuovo ho fatto 112 prese giocche, rilevanze 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 prese giocche, 12 prese giocche, firo per crochet, ci trecce in diretta la piccola riuscita dubbia, ci può fare 106 piccola riuscita dubbia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 occhi per l'anz, 1, 2, 3, il rotello si, si di nuovo, la volcata, c'è di 3 piccoli se dubbi, in corrispondenza al primo del piccolo se dubbi, entrando di nuovo il dedo su. Praticamente facciamo un gruppo in alcuni. Tre piccoli su dubbi, tre occhi per anzi di separare, si continua con formatore di tre piccoli su dubbi, entrando in piedi sotto il primo piccolo rosso, uno, due, succede la trela, tre occhi per anzi, si continua in serie e ci riusci loro dubbi singole. In giocata serie e ci riusci loro dubbi, voi fate tre volte in delanzi, si vuol continuare con ce ne sciasi e ci riusci dubbi consecutive. 1, 2, 3, 5, 5, 6, poi continuiamo a fare 2 sprese giorni di lancio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sprese giorni, 2 sprese giorni, fior per crochet, sì, 3 gemme, 1, 2, 6, piccolo, 6, doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e c'è questo dubbio, uno dei lanci che ruppe crochet, e c'è questo dubbio da sopra, c'è questo dubbio, oggi un dei lanci,
ornatologi, cerosclerosi, sopravvissuti solo in dubbio, un'alternanza, i cerosclerosi da sopravvissuti solo in dubbio, ordinanza da separare, i cerosclerosi dubbio, ordinanza da separare, sì, ultimo, i cerosclerosi dubbio, un carico molto tremendo, un fatto di che patro ordinanza, un terzo, lucro, și continuăm seria piciorușilor duble separate de câte un ochi de hanți. Ochi de hanți, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, ochi de hanți, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, un ochi de hanți, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, ochiul de hanți, și cele șase picerușe duble consecutive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și am ajuns din nou în corespondența ochiurilor de hanț pe care le vom îmbrăca în același mod în picerușe scurte. Și vom face picioarele scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, piciorușe scurte, pirule puse, continuăm cu ochiurile de hanț, cu nobiți puși de duble, scuzați, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare și am ajuns din nou în corespondența celor 10 grupe de 3 piciorușe duble lucrate pe dedesubtul primului picioruș dublu din grupul anterior. 1, 2 și cel de-al treilea. 3 ochiuri de lanț de separare și vom continua singure. Bucată și această parte, vom continua cu cele 3 ochiuri de lanț de separare, apoi cu piciorușele duble, consecutive. Deci, practic, vom repeta tot ceea ce am lucrat până acum. Și vom repeta în felul acesta înainte și înapoi până când vom obține lungimea dorită de noi pentru mileul nostru. Eu am ajuns în corespondența ochiurilor de lanț, vom face piciorușele scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe scurte, firul pe corset, cele 6 piciorușe duble consecutive, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vom închide rândul singure. Așa cum vă spuneam, am închis rândul singure
În modul în care ați văzut până acum, vom lucra înainte și înapoi. După care, bineînțeles, vom continua. Dragile mele doamne, uitați-vă cât am lucrat eu. Îmi pare rău că nu reușiți să vedeți tot. Modelul cuibul de viesp este superb. Mi-mi place extraordinar de mult, de aceea am inventat și acea căciuliță, este superb. Am început cel de-a treilea bobină, cel de-al treilea scul, deci am consumat cam o jumătate din cel de-al treilea scul. Efectiv am lucrat 250 de grame de fier. Vă veți întreba rolul acestor bride pe care le-am făcut, să le numesc așa. Uitați-vă ce vom face. Prima. O vom întoarce în felul acesta. După care, următoarele le vom trece una prin cealaltă și vom obține o minunăție. Ia uitați pe aici. Ce frumusețe obținem. Cred că de multe ori v-ați întrebat, doamnele care nu sunt prea experte, în ce mod se pot realiza aceste opturi. Ia uitați-vă aici. Uitați-vă aici. După muncă și răsplată, dragile mele, veți vedea ce efect va avea acest centru de masă. Va fi ceva deosebit. Bineînțeles, la momentul oportun le vom închide pe toate, în același mod vom face și cu partea a doua. Eu vă doresc spor la lucru. În cazul în care nu ați înțeles ce v-a părut foarte mult, să-mi scrieți în comentarii. Mă voi despărți de dumneavoastră aici, voi începe această primă parte a tutorialului aici. Și săptămâna viitoare vom continua. Eu sper cu ajutorul lui Dumnezeu ca săptămâna viitoare să... în cadrul la două tutoriale să terminăm totul. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Cel puțin mie îmi place, dacă nu mă laud eu, cine-ți-mă laude. Dragile mele, așa cum v-am spus, ne despărțim aici. Dacă vă place ceea ce am realizat până acum, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității, să distribuiți dacă doriți. Iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte din totdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!